Hai să facem asta. Hai să ne mutăm asta interesant, dar nu prins una pe asta. Nu voi, bate. Nu, bate intră în tine. Ce tare. Acum intră în mine. Ea de fapt curge. De-acum închide-o. Bună ziua, dragilor! Astăzi, din pricina vremii, pentru că a fost foarte ploasă și ne-a cam stricat planurile, facem vlog de la Muzeul de Științe din Brașov. Este un muzeu interactiv, seamănă cu cel din Debrecen. Ne-am fost, am făcut experimente de fizică și chimie, univers, planete. Haideți cu noi să vedem ce găsim la muzeu. Este în incinta Filarmonicii din Brașov. Nu am ajuns până acum aici. Intrarea noi am dat pentru 2 adulți și 2 copii, a fost undeva la 100 de lei, un family pack. Altfel va fi 35 de rom per adult. Puteți să vă contați și la final. O să dăm drumul la o melodie, vom vedea cum apa din antru vibrează și dacă punem mâna pe transport, simți și vibrează băieților, nu se strică mierea. Ce se întâmplă? Albinele culeg un suc din flori pe nume nectar, vin și îl pun aici în fagure, după care zboară să culeagă nectar.
Când albinuțele sunt plecate, vin trântorii, ei dau foarte rapid din aripi, prin fluturatul acesta usucă nectarul și lasă doar mierea. Fructele și legumele se strică? Da. Se strică pentru că au apă și în apă se dezvoltă bacterii. Cum trântorii usucă foarte bine mierea, ea are atât de puțină apă încât nu se pot dezvolta bacterii. Dacă n-am avea trântori, mierea fermenta în câteva săptămâni. Iar vinul din miere se obțin tocmai prin extragerea nectarului înainte de a fi usat de către trântor pentru a putea fermenta. Și ca să putem scoate mierea de aici, desprinde căpăcelul cu puțin special, băgăm rămâna în acest aparat, se numește centrifugă, când învârtim rapid, mierea zboară pe margini și iese prin răuindu de jos. Învârtim facul acesta când ne învârtim noi, parte cu bomba aceea și simțim că zbură. La fel zboară și mierea de aici din facul. O să mai creșteți un pic și o să vi se pară matematica din ce în ce mai complicată. Vă fac urma părinții. Dar cam așa arată matematica în realitate. Ce avem noi se numește hiperbolă matematică. Se învață prin liceu. Dar până atunci vedem în casele noastre și dacă tot se apropie... ușa, mai ajuns. Dacă tot se apropie sezonul, facem exemplu cu bradul. Hai să vedem ce se întâmplă aici și cum folosesc și părinții matematica. Mergem la Horva, găsim un brad foarte frumos, ajungem acasă, nu ne încapete ușa. Nu tăiem bradul, nici nu schimbăm ușa, ce facem? Nu înclinăm frumos bradul, îl băgăm treptat mai de o parte, pe o parte, pe o parte, pe o parte, pentru a putea băga din exterior în casă. Bradul nostru și drumul pe care facem cu bradul. Se numește hiperbolă matematică, același lucru facem și cu mutămobila prin casă. Dacă reușim să nu dezmembrăm pereții, să nu dezmembrăm ușile, suntem matematicieni desăvârșiți. Avem matematica în sine. Depinde pe cine întrebăm. Dacă ne întrebăm pe noi, părem să fim oameni. Dar dacă mergem pe lângă albine îmbrăcați în negru, roșu, culori închise, albinele ne vor confunda cu urșii și ne vor înțepa. De aceea apicultorul poartă la haine deschise la culoare. Și asta vrem să nu ne înțepa de albine foarte repede. Firul de plastic intră în capul de pintare, se topește la temperatură. Exact. Se topește la temperatură între 200 și 300 de grade. Să vă rog frumos să nu vă puneți în apele pentru că vă puteți? Arde. Capul se mișcă stânga dreapta și sus jos după cum vedem. Masa față spate se toarnă strat cu strat de material până sunt construite lucrurile pe care ne dorim. Durează să facem orice lucru destul de mult. Această imprimantă printează de ieri de la prânz. Vioara a fost făcută în 5 zile și o pârlă de aici în 14 ore. Și veți vedea o machetă a Brașovului în zona aceea, ce a fost făcută în 3 luni pe imprimantă de 3 luni. Aici se întâmplă cu un cap de cer. Și coarnele putea să facă. Printăm cu plastic făcut din porumb, în general, este un plastic ecologic, putem printa pe aceste imprimante 3D și cu fibre de carbon, fibre de sticlă, lemn, cauciuc, silicon, materiale flexibile și alte tipuri de plastic. Sunt alți roboți din aceștia copii care pot construi cu din ciocolată, putem face pizza la imprimante 3D mai nou, nu pe acestea, pe altele. Putem printa organe, dinți, case, oase, părți, rachete, multe alte. Și tehnologia nu este de ultimă generație, ci imprimarea 3D există din 1979. Până în 2005, în schimb, a fost procesată de brevet, abia din 2005 și s-a extins și în alte domenii. Hai să facem 2-3 pași mai în spate și să ne scufundăm cu un submarin. În submarin putem vedea deasupra pe cu ajutorul periscopului care se ridică. Aici avem oglindă jos și oglindă sus. Voi când veți privi pe aici, veți vedea imaginea de aici de sus. De aceea, dacă la finalul turului o să luați periscopul în mână și să vă uitați la părinți așa, o să vedeți cât voi de mici.
Dar poți să vă uitați noi părinți așa la copil, să vedeți când voi de mari. Vreți să trec pe la fiecare în față să vă uitați, să vă uitați la final? Da. Se numește sextant. Până să apară GPS-urile, oamenii îl foloseau pentru a naviga pe mare. Ce făceau cu el? Se uitau la soare, măsurau distanța între soare și apă, făceau trei cărți de calcule și după aceea puteau să-și dea seama unde sunt pe hartă și încotro trebuie să meargă. Pe vremuri, în schimb, nu existau aceste filtre solare, aceste protecții solare. Oamenii puseau foarte mult la soare, fără filtre, lor li s-ardea ochiul după ce era ars, roză și la acoperire cu respectivul tehnic. Deci, pirații erau oamenii rei care furau comod, ci erau doar marinarii care sacrificau în locul dragului scurării. Dacă vreți să folosiți la final una drag de senze un negru, partea o să prindeți, glisați, vă uitați pe ei și îl puneți înapoi pe cel trei piciorușe pe masă. Iar acum o să facem experiment cu focul. Copilul îl cu focul pentru că sunt părinții cu noi. Bine? Disclaimer pentru orice dor copilești. Hai să vedeți. Hai să facem 2-3 pași mai în spate, mărinți să mișeri cu ca să vadă și părinții. O să se facă focul mai mare. Hai. Avem două lumânări, două borcane și un fen. Pornim fenul, îl punem pe mijlocul borcanului să vedem dacă se atinge lumânarea, după care mutăm aici pe mijloc. Și o să te rog frumos pe tine să faci experiment. Bine! Deci, împreună ține pe mijloc. Vrei să lumânarea? Nu. Hai să vedem în partea cealaltă. Este gordian acest experiment. Are o legendă tare simpatică, cum spuneam. Gordia era un domn care a trecut cu vreo 3000 de ani și avea două animale, doi boi. Lui era frică să nu-i fură nimeni boi. Așa că ce s-a gândit? Să-și lege foarte complicat. Până într-un moment în care conducătorii țării au și pus un premiu și au spus cel care reușește să lege boii devine împărat, câștig la Zianino. Pe vremea respectivă, asta se întâmplă undeva cu Turcia acum. Și pe vremea respectivă împăratul din Grecia a auzit vestea, s-a dus să-și extind teritoriul, foarte original, a tăiat unul cu sabia. Noi nu avem sabie, ce va trebui voi să faceți, scoateți fara dintre țevi la finalul turului, fără să-ți faceți dobărul de aici. După ce reușiți, v-am pregătit aici niște răvașe, bilețele cu gânduri frumoase pe care le puteți lua acasă din partea noastră. Atât timp cât timpul de rezolvare variază între 3 minute și 2 ore și jumate, o să vă invit la final. Atât timp cât nu mâncăm nisipul de aici, nu e periculos. Și cu ochii arată în urmă. Aici este zahăr pentru poate de zahăr, e nisip roșu. Fiecare sunet, o să vă rog frumos să vă luați mânuțele de aici, de pe acest experiment, să faceți 2-3 pași mai în spate. Dacă ascultăm melodii cu bas foarte puternic, cu frecvențe joase, particelele din corpul nostru, pe nume celule, se împrăștie similar cum se împrăștie nisipul aici pe tablă. Ce interesant! Știu cum faci! În schimb, dacă ascultăm din când în când un piano, vioară, melodii cu frecvențe un pic mai înalte, vom putea să facem diferite modele în corpul nostru. Similare cu forma pe care o vedem acum pe tablă. Putem crea steluțe, floricele și alte modele în corpul nostru, doar în funcție de muzica pe care o ascultăm. Asta este și explicația respectivelor experimente cu plantele, care au trăit într-un mediu cu muzică cristalină, versus într-un mediu cu zgomote. Cu cât celulele, molecule, atomii sunt mai împrăștiate, cu atât funcționează mai prost. În momentul în care sunt aranjate mai cristalin, automat funcționează mai bine. La final, vă puteți să luați telefonele și să puneți și vă de pe YouTube diferite frecvențe. Două tipuri de lame. Avem lamele acestea cu o singură etichetă, care sunt insecte sau plante. Și avem lame cu două etichete. Stai să văd. Exact. Ca asta, spre exemplu.
Aveam lamele acestea cu două etichete care sunt părți din corpul uman. Ce trebuie să facem este următorul lucru. Luăm o lamă, o punem pe masa microscopului și ne uităm prin microscop. Microscopul lăsăm pe masă. Așa. Dacă vreți, poți să trec cum am făcut cu periscopul, să treci și cu microscopul pe la voi. Acum. Ce am pus acum este o bucățică din pielea de pe organele noastre. Deci ăla de ce zic cu inima nu mai dă o metaforă și un Sam Smith din 2009. Au niște părinți care scapă, păi da, dacă n-au existat neuronii aceia din inimă, n-au mai avea copii, așa că... Stomacul aici intră mâncării ca și băutura, dar uneori ne place să mai mâncăm și niște chipsuri. Mai bem un pahar de vin, mai mâncăm lucrurile sănătoase sau băi lucrurile sănătoase. Și voi mă, dar exact. Ce implica? Implica se filtrează toate toxinele din mâncare și din băutură, dar și din aerul pe care îl inspiră. Iar mâncarea către coanele se duce prin intestinul subțire și cel gros, care măsoară 8 metri aproximativ. Iar lichidele ajung direct în sânge, sângele trece prin rinichi și surplusul de lichide din sânge rezultă urina noastră, în vezica urinară. Slina un organ esențial pentru imunitate, avem un organ în formă de fluturi, aici în gât se numește tiroidă. Pancreasul, cel care ne ajută să mâncăm pâine dulce și cartofi. Iar din 2016 avem un nou organ în noi. Nu ne-a apărut ceva în plus, doar s-a descoperit. Bine, se știe că presalina se știa ce face. Se numește mezenterii, se zonă din spate intestinul subțire. Până în 2016 se știa că mezenterul este diafragma care este intestinul la urmă. Din 2016 se descoperit că mezenterul produce hormonii fericirii și ai stresului și tot prin mesenter se asimilează totul din mâncare în organism. De aceea putem fi irascibili când suntem mâncați după ce mâncăm neliniștit sau mâncăm pe fond de stres. Peste 90% din serotonină se produce aici pe mesenter. Apă. Ne imaginăm că mergem la părinți, le cerem un pahar de suc și părinții ne spun n-aveți un pahar, aveți voi doar jumătate. Aici avem un găurică în fundul paharului. O vedeți? Și aici avem încă un cilindru în mijlocul paharului. O să... Vă rog. Dacă depășim dunga, totul ne lăsăm plec cu apă. Cum nu mai avem aer, se creează vidul, adică absența aerului, care trage în jos tot lichidul. Și ceva din casele noastre funcționează exact la fel. Toaletele. Mergem la baie, ne facem treburile, tragem apa, totul curge printr-o coloană similară, mai rămâne un pic de apă, cum a rămas și în pahar, ca să nu revine mirosul din canalizare în baia noastră. Pitagora a creat această cupă pentru niște muncitori. Oamenii respectivi se hidratau mai mult cu vin decât cu apă, se îmbătau, construiau plângă, rumau, refăceau și i-a limită cu cupa asemănătoare. Iar în acest moment, palmea se împrăște, din lumea fizicată, vreau să înseamnă și amintiți, corect? O să vă invit să țineți cum spart portanul în mână. O să vă invit să turnați apă. În momentul în care umplem toate golurile de aer dintre minuțe cu apă, vom face ca lumina să meargă drept și vom descoperi secretul ciocolatei. Ce a apărut acum? Lilia. Un Lilia, exact. Datorită liliecilor noi avem ciocolată. Ei sunt cei care polenizează florile de cacao pentru a strătura în fructe și după aceea în ciocolată. Și tot ei produsează arbore de cacao de diferite insecte care atacă în general furnicile, atacă arbore de cacao, bine și se asigură să le mănânce din timp, astfel încât să avem noi cacao pentru ciocolată. Mai.
Hey. Acum 33 de ani, NASA s-a gândit că vrea să crească plante în spațiu, doar că nu e pământ acolo, apa e foarte puțină și de aceea au creat un sistem. Odată la 10 minute se creează un condens sub rădăcini și din condens plantele și au apa de care au nevoie. Ce avem aici este brocoli, bulie, muștar bujon, ceapă, foarte bună, rucola, hren și fasole. Creanul acesta care este aici, muștarul de jos de aici, sunt pișcăcioase. Nu le puteți să luați și să mâncați. Cred că e legumă matură. Pentru a se dezvolta aici plantele, singura condiție este ca semințele să nu fie tratate sau modificate genetic, ca să nu se dezvolte doar cu apă, cum le creștem noi, și au nevoie și de alți nutrienți. Eu am crezut că e mit. M-am sănătat una la semințe, le-am pus aici în 3 zile mucecate peste tot. După ce am pus semințe ecologice, în 3-4 zile deja erau gata de mâncare. Trebuie să specifice. Muștar sau hren? De la fasole. Haideți un pic mai înăuntru, pentru că vremea de afară seamănă. Una care se pregătește de tornadă. Bine, la Brașov nu avem tornadă pentru că... Pentru că avem munți. Exact, ne protejează munții. Dar în soarele de câmpie se creează felul următor. Avem nevoie de vânt foarte puternic, îl avem mai sus, aer rece intră prin aceste găurele micuțe și aer cald, nu porneze. Când pornim aer cald, el face schimb de locuri cu cer rece și se creează tornad. Dacă vom acoperi cele 1, 2, 3, 4 și 5 rânduri de găuri de aer rece, se va crea o singură ceață. Dacă oprim vântul, la fel în curând se va crea ceață în interior și dacă oprim aerul cald, se va crea un vânt atât de puternic cu când ne asistura protecție. Cam așa se creează tornadă. Okay. Aici o să găsiți la finalul turului experiment cu pilitura de fier și electromagnet. 3-4 pași mai în spate, vă rog frumos. Veniți! Asta e macheta orașului Brașov, e? Da, e. Da! Eu sunt în acasă Brașov! Merge prin Marina! Da! Imprimate 3D. Și ursul ăsta a fost imprimat de la printa. Ce, astea au fost printate în câte zile, au zis? Asta... 14 ore, acest cameron? Asta printează. Știi de când imprimează chestia asta? De el de la print imprimează. Dacă v-a plăcut vlogul nostru și vi s-au părut distractive experimentele, nu uitați să ne puteți susține cu un like și subscribe. Până pe data viitoare, toate cele bune!